Victorie pentru istorie. Handbaliștii României pun la cale nebunia pe care să o facă după ce se califică la mondial. România joacă returul barajului cu Cehia duminică în direct la Pro Arena. România a câștigat primul meci împotriva Cehiei la un singur gol după ce a avut 7 goluri avantaj. Naționala se poate califica pentru prima dată după 14 ani la campionatul mondial. Ar însemna enorm pentru mine ca din prima încercare, să zic așa, să reușesc să duc România. Evident, toți de aici suntem puțin emoționați în ideea asta, dar nu înseamnă că nu vom pune tot pe teren. Românii s-au gândit și cum vor sărbători calificarea. Trebuie să facem o nebunie de genul, să tundem pe cineva.